Vreau să vedeți titlul care l-am pus. Sper că sunteți de acord cu el. Cartea cântărilor este cartea unică a Bibliei. Nu da mai departe. Cine poate să spună de ce este cartea unică a Bibliei? Tare! Mulțumesc! Ați văzut? Dacă nu aveți curajul, cei care se mărită. Exact! că iar de merge acum. Crede că în căsătorie e dragoste și este dragoste, bine? Deci este cartea unică? Avem motive. Ok, by the way, dumneavoastră credeți că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și de folos să învețe, să mustre. Da? Credem toți? Ok, 100%. Atunci întrebarea mea, dar vă rog să nu ridicați mâna și știu de ce. Până săptămâna aceasta, cine din voi, ca familie, a citit Cântarea Cântărilor? Aline, ai două, trei familii faine aici. Înainte, nu săptămâna aceasta. Ai. Și eu l-am rugat pe el. Dar de ce nu am citit-o? Am citit Nu așteptați soția să ia inițiativa fraților, garantez, Nu ia inițiativa. Luați voi bărbaților. Ok, o să vină, revin la ea. Dar știți că e extrem de important evrei, că cartea cântarea cântărilor informați-vă, o numesc Sfânta Sfintelor. Au fost câteva chestii care au făcut clic în mintea mea, dragilor. De ce evrei numesc cartea cântarea cântărilor Sfânta Sfintelor? Și ați observat că doar o singură dată este amintit cuvântul dragoste. Se pare că eu de la coadă de la cap, nu? Dragostea este o flacără a Domnului. Întrebare pentru voi toți. Când se stinge flacăra Domnului? Când? Sunteți serioși? Ok, sunt de acord cu tine. Spun și eu la fel. Dar la câți de voi nu ridicați mâna? Să o stinți dragostea uneori. Flacăra asta a Domnului. Zi mai tare. Pâlpâia. Oh, ai zis bine, încă e bine, încă e speranță. Încă e speranță. Da, dragilor, asta e firul roșu al cărții. Firul roșu al cărții. Și noi trebuie să menținem arzând flacăra Domnului în familia noastră. Ok? Hai, înainte să intru în subiect, cum putem noi să menținem arzând flacăra? Vă aduceți aminte de una din legile vechi testamentale când Dumnezeu vorbea de foc și de jertfă. În mod special spune, focul trebuie să ardă, cum? Necurmat, necurmat, vă rog, rețineți, este extrem de important. Extrem de important. Focul trebuie să ardă necurmat pe altar, dar pe altarul inimii noastre și a familiei. Ascultați-mă bine, mulțumesc de la început de că mă ascultați. Sper că tot pe parcurs. Ascultați-mă, este suficient ca doar soțul pe altarul inimii să ardă flacăra dragostei și la soție nu? Nu? La ambii. La ambii amândoi. Și atunci dacă la ambii amândoi însemnează că sunt speranțe foarte mari și căldura foarte mare. Și știți care e minuna pe care o face Dumnezeu un cuplu? Cum a spus la cineva, mă, voi cât mai așteptați să vă căsătoriți? Că tot vorbeau, tot vorbeau, tot lungeau. Păi zice, fratele trebuie să fim compatibili, mă fiți cu minți, că nu o să fiți compatibili decât de pe mulți ani. O paranteză extrem de importantă. Tot ce o să auziți de la mine, așa și mâine, vă spun un lucru reale, credeți-mă. Aveți mare grijă să strecoară în familiile creștine niște chestii care nu ești atent, te poți duce departe de Dumnezeu. Vorbim de compatibilitate. Un cuplu, care, bine, s-au rezolvat problema, au trăit înainte de căsătorie. Știți care a fost ideea? Puneți-vă centura de siguranță. Păi, dar de ce? Frate Nelu, am vrut să vă dăm dacă sunt necompatibile. Scuze. -mi. Înțelegeți? Și vă rog să mă credeți ce vă spun. Așteptați o generație care vine după voi, care așa vor practica. Pentru că secularismul, și absolut ne dau, ne oferă o grămadă de lucruri. Vă rog să mă credeți, Eu știu cum deschideți Facebook-ul, aveți oferte câte vreți dumneavoastră, dacă ai probleme emoționale, ai probleme în cuplu, vină la mine și se, ați găsit, nu? Și se rezolvă, hocus pocus, preparatus, gata, te-ai vindecat, ai fost eliberat. Îmi spunea un bărbat pe care împreună cu soția i-am avut la câteva sesiuni de consiliere și făcuse și facultatea de psihologie și zic că o, -o un bară cu omul ăsta. Eu nu am facultatea de psihologie, dar nu mă dau pe unul care are facultate, că atât am studiat și îmi place să studiez. Dar zic, ce s-a întâmplat? Ce frate Nelu? Când să dau examen, m am avut și niște probleme și am avut nevoie de psiholog. Psihia, fița de asta e tare de tot, chiar de la început, da? Și ce s-a întâmplat? Zice, m-am luat la câteva sesiuni, doamna era din lumea seculară. S-a uitat la el și a zis, domnule, la dumneata, în cazul acesta, trebuie să faci terapie prin sex. Mă ascultați bine, eu vă spun lucruri serioase care se întâmplă acolo afară. Avem consilieri creștini în cadrul familiilor? Cum numesc eu și cum instruiesc oamenii consiliere cristocentrică focalizată pe Biblie și pe Scriptură. Amin? Pentru că ideea care v-am dat-o este aceasta. Asta e minunea. Două persoane incompatibile vă căsătoriți. Știți? Și ne-am căsătorit. Dar suntem în curs de compatibilitate. Aleluia! Și vă garantez, vă spune Nenanelu, că după 50 de ani de căsătorie, suntem mult mai compatibili acum decât acum 45 de ani. Am trăit bine? am trăit frumos cu soția mea dragă, șase copii, am, o să-i vedeți imediat, a fost fantastic. Și știi ce zic uneori cu iubita mea? Mama, n-ar fi fain de acum să luăm noi căsătoria de la început, dar cu mintea asta? Așa este? Când trăiești frumos, Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu face să devii tot mai compatibil cu condiția să lucrăm împreună, să ținem flacăra dragostei împreună. Mulțumesc, am zis cam mult. Vreau să vă rugați pentru mine așa și mâine, v-am spus și data trecută, fac introduceri lungi și am pierdut esența. Îmi cunosc defectul. Rugați-vă. Bun, trecem mai departe. Haideți să ne uităm. Cred că vedeți, da? A, apropo, Bianca a vrut să o bagă în valiză să o ducă și la voi, că n a mai putut. Salutări de la Bianca, de la Robert, de la Luminița. Vă iubesc și eu vă iubesc. I love you, Jesus. Oh. Vă iubesc pe toți. Slavă Domnului. Aceasta sunt copiii mei, am dat patru fete, am primit patru băieți. Am dat doi băieți, am primit două fete. Total, 12 copii. Și la rândul lor mi-au dat 10 nepoți. Fie slăvit și binecuvântat Domnul. Și oameni buni, mai mare bucurie este că sunt copii credincioși. Îl slujesc pe Domnul, îl iubesc pe Domnul și nu-i nimic mai frumos pe pământul acesta decât o familie creștină, o familie biblică. Amin? Amin. Și știți de ce vă spun aceasta? Domnul Iisus Hristos în pildele împărăției, cred că vă aduceți aminte, vorbește de pilda comorii ascunse în țarină. Țineți minte? De un om care avea un pământ și în pământul acela era o mare comoară. Țineți minte, da? Și de bucuria găsirii comorii, zice Mântuitorul, ce face? Merge, vinde tot ce are. De ce? Ca să cumpere comoara aceea. Întrebare, la ce comoară s-a referit Domnul Isus Hristos? Ce ne poate să-mi spună? Uitați-vă în Biblie, că dacă vedeți țarina, zice, cuvântul Domnului este lumea. Deci în lume, v-ați gândit până azi, Dumnezeu are o comoară. Care e comara? Familia și biserica vă rog să rețineți, familia și biserica. Cine încearcă să separe lucrurile acestea, au greșit din capul locului. Și vă să-mi spuneți iarăși, la ce biserică merge Adam și Eva? De pe colț. Eu cred că era, auzi fratele meu, era în colț după pomul bine lui, cunoștinței bine și a răului. Și s au oprit la colț și a greșit nu? Oh, protector, thank you, da, da, da. Mă simt protejat aici, numai că ne aud pe aici alții. Bun, ok, deci vreau să vedeți un lucru. Adam și Eva, în răcoarea zilei, ce făceau? Haideți să chiar în începutul Bibliei. Cu cine? Cu Domnul. Vă place? Până când? Până când? Până la momentul neascultării. Eu aș vrea să schimbăm, știu, păcat, toată lumea generalizăm. Hai să punem până la momentul neascultării, bine? Că la păcat ne gândim lucruri mari, lucruri grave. Iubiților, neascultarea este păcat. Din momentul neascultării, ați observat ce a început în grădina Edenului. În loc să se întâlnească împreună cu Dumnezeu, s-au ascuns. Au fugit de fața lui Dumnezeu, da? Și asta vrem să învățăm. Uitați-vă, am pus câteva lucruri extrem de importante pentru dumneavoastră. Situația familiilor din ziua de astăzi, atacul asupra familiilor. Pentru că Domnul are familia și biserica, nu le putem separa. Dar unii teologi spun că este vorba de Israel, că Iisus a venit la săi, care era în lume, ai săi l-au respins, planul divin a lui Dumnezeu a fost acesta, ca Dumnezeu să-și formeze biserica din evrești din Israel. Ok, din evrești, din neamuri, scuzați. Haideți să vedem că în zilele noastre instituția familiei este atacată cel mai mult la fel ca și biserică. Sunteți de acord, da? Ok. Ispite de tot felul, frustrații, tentații păcătoase, modelele, valorile lumești, conflictele interminabile, Găsim în familii creștine conflicte este una și conflicte interminabile este altceva, da? Sunt conflicte interminabile în familii de pocăiți. Vrem să fim realiști. Din nefericire, da. Din nefericire, da. Mai avem divorțul emoțional și cel legal. Familii monoparentale, cel mai mult, cel mai adesea, mama cu copiii. O să revenim asupra divorțului emoțional. Eu știu că pe dumneavoastră vă spere și pe mine cifra divorțurilor legale, ok? Dar, din nou, puneți-vă centura, scuzați-mă că tot am să spun. Știți câte divorțuri emoționale sunt în biserici? Știți că un divorț emoțional precede un divorț legal? Știți că atunci când apare divorțul acela emoțional, o să vene puțin mai târziu, este ledul care ni se aprinde, cei care aveți mașini. La ulei, oprește, completează ulei. Apă, fierbe motorul și crapă motorul. De asta a crăpat multe căsnicii, pentru faptul că în momentul în care a apărut divorțul emoțional, oamenii nu s-au trezit și au mers mai departe. Conflicte interminabile. Dragilor, toate acestea vor afecta pentru totdeauna subliniați-vă viața membrilor acestora, dar mai ales al copiilor. Nu știu de ce, cu marea majoritate a doamnelor, care primi la domnul, le și colegii mei la fel, când le întreb și de ce vrei să divorțezi, care ți-e motivul? Fratenelul, nu mai pot să trăiesc cu el. mi am luat copilul, mi-a luat fata, fără el este mai bine, eu și copilul meu. Îmi venea să plâng și a zis, soră, dar tu gândești bine ce spui? Tu te gândești bine. Copilul tău va fi victima divorțului. Era cineva, consiliam din statele, român bineînțeles, divorțați, copii destul de mari, ea a divorțat și a plecat în alt stat, el a rămas cu o parte din copii, el -a luat, ea și-a luat fata și a plecat. Și greu, nu mai vine înapoi, s-au terminat. Dar am pus o întrebare care vă pun și dumneavoastră. Eu zis, fratele meu drag, ea n-a vrut să vină la consiliere, la psihoterapie. Fratele meu drag, te gândești care sunt consecințele copiilor tăi? Nu contează dacă sunt căsătoriți, că unul se căsătorise. V-ați gândit? Am spus, primul lucru vor fi adicțiile. Știți ce mi-a spus plângând? Cel mai mare deja, consumă droguri. Cel de al doilea este pe urmele lui. Copii fără ambii părinți. O să vedeți că, de fapt, în cuplu creștin, nu e proverbul la care îl auzeam și eu, mă faceam glume, nu? Cred că familia nu este o chestie de glumă, dar se spune așa, bărbatul este capul și femeia este gâtul. Știați, da? și că știu că mai folosiți. Știți cum, cum, cum se continuă? E să cu mișcă gâtul, da? Că ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivelul acesta. Numai că în proiectul lui Dumnezeu, înțelegeți, în designul lui pentru familie, a fost așa, soțul capul de familie, soția inima. Vă rog să vă subliniați. Și copiii nu pot trăi nici fără capul familiei, nici fără inima familiei. Suntem de acord? Ne punem de acord la asta? Aveți mare grijă. Ne mutăm mai departe. Haideți să mai vedem. Pericolul ca familia să fie un scop în sine în loc de a fi un mijloc de atingere a scopului. Haideți să clarificăm aceste două noțiuni. Scopul în sine și mijlocul de atingere a scopului. Ce înseamnă scopul în sine? și să vă ajut. Care a fost scopul lui Dumnezeu când a întocmit familia? Pentru ce? Mai tare. Mulțumesc ca bărbatul să nu fie singur. Da? Vorbeam cu o doamnă care sărmana e pensionară, n-a avut pe nimeni, plângea și îmi spunea printre domnul Poenaru, a lucrat în cadrul medical, e cel mai cumplit, are vreo 60 ceva de ani. Nu știu dacă vă imaginați cât de grea este singurătatea. Și Dumnezeu a avut în vedere planul să-l facă. Știți care? Să-i facă pe amândoi, să fie una și să nu fie singur. Dar ați auzit expresie, m-am măritat, m-am măsurat, frate, dar tot, tot singur mă simt, așa e? Tot singură mă simt. Și de regulă le pun întrebare, hai să lămurim, te simți singură sau chiar așa este? Înțelegeți? Acum, care este scopul unul să nu fie singur, altul Dă-mi și mie stică, la te rog Ajutorul potrivit, am zis, da? I-a -a făcut un ajutor potrivit, da? Care mai a fost scopul? Să stăpânească pământul, să stăpânească pământul. Bun și ăsta Eram sigur la frații mei pendicostali Asta e răspunsul de nota 10. Să se mulțească și de la doi în sus, nu? Mulțumesc, frate, ați auzit cum a răspuns un păstor. Să-l glorifice pe Dumnezeu. Vedeți, asta eu și voi pierdem. Să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Wow! Scopul dat de divinitate este ca eu și soția să fim una precum Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este unitate. Trei în unul, unul trei. Și familia mea, eu soție mea dragă și copiii mei să fim una. Tocmai de aceea lovește diavolul aici. Mă înțelegeți că el nu vrea. Problema este că nu o să-l pomenim prea mult, că se va bucura să știm că este un dușman înfrânt. Amin? Doar cu condiția ca noi să facem ce Domnul ne-a pus înainte. Acum, ce semnează să fie un mișloc de atingere a scopului, dar de divinitate? Simplu. Aud pe unii spune, se mărită fata, da, mai ce băiat își Păi ce Domnule, are casa, are bani. Mama, îi spune mama fetei, pune mâna pe el. Și dacă vin dintr-o familie săracă și ai găsit un astfel, Dumnezeu te-a binecuvântat și zice, o, oh, Doamne, mi-ai binecuvântat fata mea, iau ce băruiat o găsit. Așa ai? Sau invers se poate întâmpla. Vedeți mișlocul care să atingă scopul și niciodată acest cuplu, știu sigur, nu va atinge, dacă nu pleci de la scop, acela de a-l prezenta pe Domnul, chipul lui. Regret, să știți că în fața voastră aveți un om imperfect. Și un bărbat imperfect. O paranteză faină. Ați observat fraților și puneți-vă de acord cu mine, țin cu voi, da? Am uitat să vă zic o chestie, vă zic acum. De azi stați unul lângă altul. În momentul în care vorbesc de soți, doamnelor, dați cu cotul soțului pentru tine, mă. Bine? În cazul în care vorbesc de Doamne, spui, iubita mea, e așa, dar cu finețe, te rog. Așa, cu finețe, cu dragoste, ca să înțeleagă. Dar ați observat un lucru pe care eu îl zic mereu. Doamnelor, așa este că soțul dumneavoastră este imperfect? Așa e? Foarte de acord. Și v-ați dorim bărba perfect, probabil. Nu, sunteți femei biblice. A, ok. Așa e, fraților, că noi ne-am dorit o doamnă o să ție perfectă, nu vorbesc de cele care sunt perfecționiste, că sunt cu grămada. <laughs> o să vorbim și de pericolul perfecționismului în cuplu, da? Și așa e, fraților, că ne-a dat astfel de femei. Doamne, să știți, mai pun câte o glumă bună în cadrul ăsta, știți? Cred că ați observat și tu, Aline, și eu și nu am mai vorbit și am zis. Cred că ați observat un lucru. Bărbații greșesc în două lucruri, fraților. Știți în care greșiți voi și eu? Doamnelor, vă știți? Doar în două lucruri. În tot ce spun și în tot ce fac. Mulțumesc, de acord. Și acum, frate, drag, uite-te la o chestie. Și atunci când ele greșesc, greșesc din cauza noastră. Nu ai auzit-o? Până la index. <laughs> Pune la index, că este realitate. Ok? Păi vreau să-mi și mie din ce cauză a greșit Eva. Din cauza lui Adam? Că nu a făcut-o atentă. Dar mai mult din cauza șarpelui. Din ce cauză a greșit Adam, frații mei dragi? Știți care e greșeala mea? V-am spus-o și data trecută la predică și nu o faceți ca și mine, deși mai greșesc așa. Îmi sar din vedere anumite detalii din Biblie, extrem de importante, extrem de importante. Înțelegeți? Da? Mulțumesc frate! Zice... Ce ai făcut? Și Adam spune femeia pe care mi-ai dat-o tu. Ce înțelegeți voi? În consiliere se spune vezi ce înseamnă în spatele cuvintelor. Păi ce înseamnă? Odată femeia a greșit și a doară. Tu ai făcut-o așa, doamne, din cer mie socoteală? Așa te-a făcut Dumnezeu. Așa a făcut-o Dumnezeu. Și ieșim din culpă imediat, observați. Vă rog să rețineți ceea ce spun în uh, psihoterapie, în consiliere se cheamă uh, proiecție. Funcționează. Nu ți asum tu responsabilitatea ta, nu și asumă ea, dar proiectăm vina unul asupra celuilalt. Ați observat că merge în relații și în biserici și oriunde. Foarte important să avem grijă la aceste aspecte. Bun, mergem mai departe. De ce cred eu și am vrut să mergem întâi teologic, după ceea ce cred eu de cântarea cântărilor, marea majoritate a teologilor și sunt de acord, aceasta este o carte simbolică, spun ei, căutând să arate dragostea dintre Hristos și mire, Mirea, biserica, da? În relația mistică dintre aceste două personaje, Hristos și biserica, da? E ok, suntem de acord. Alți teologi vin de partea cealaltă, ne gândim la poporul Israel și a găsit de multe ori în Vechiul Testament când Dumnezeu iubește pe Israel și o numește nevastă, ține -ți minte. Relația, am pus-o a doua, dragostea uh, între Dumnezeu și Israel. Aceasta era partea cealaltă. Dar uh, aș vrea să vă spun ceva, poate vi se pare nou, pun și asta la index, frate ca să înțelege noi bărbații. Câți bărbați de ce sunteți romantici? Uitați-l în frunte cu voi. Bă, așa puțin, mama, ce face? Păi, mai fraților, voi ați uitat un lucru? Că Dumnezeu v-a făcut întâi pe voi și ne-a făcut după chipul lui Dumnezeu? Nu ați să știți toți că Dumnezeu e romantic? Așa că n-ați aflat până azi? O las pentru limbajul o limbajul căsniciei. Dar vă dau un singur lucru. Știți cum spune Dumnezeu lui Israel? Te iubesc? Cu o iubire? Amin? Mulțumesc! Au, oh, hai să facem ceva dacă nu sunt romantici. Chiar acum, întoarceți-vă la soțul vostru, la soția voastră și spuneți te iubesc cu o iubire veșnică. Please, George. Toți! Da, prin telefon, dacă nu mulțumesc, am un exemplu bun aici, fi binecuvântat. Hai să vă spun ceva ce am observat eu acum, cu toate că anticipez și urmează. Ați observat când ați făcut aprecieri că toți zâmbiți și sunteți veseli? Da sau nu? De ce suntem triși că venim la biserică? Cântăm cântări de laudă, de fericire. În loc când ești din casă, fă un compliment soție tale, soțului tău, fii binecuvântată, fii binecuvântat. Soția mă de vă garantez. Și ce? de asta face asta, că te duci la conferință. Mamă, știi că spun. Te iubesc mult, fii binecuvântată, te las în grijă la Domnului. Și eu te iubesc. Acum, o să vedem când vorbim de limbajele dragostei în cuplu, că unii nu au limbajul dacă prin cuvinte. Poți să-i spui că pentru el ce nu asta. Auzi, pe bă, bărbate, nu spune că mă iubește, a pune mâna și dă cu, dă cu aspiratorul. E garantat ce vă spun. E garantat ce vă spun. Știți cine poate să spună de pe acum pentru mâine de ce, doamnele, și ea bun, mă iubești, ia pune mâna și spală vasele. Ce concluzie trageți dumneavoastră, frații mei scumpi în Domnul, aici, ca să nu vă supărați pe soțiile voastre, să le dovediți că le iubiți cu adevărat. De ce? Spune soția ta, da, de ea pune mâna, hai să facem curat împreună, mergem, spălăm covoarele mai puțin acum, da? Dar de ce spun doamnele astea? Haideți că vă spun, mai târziu am constatat și eu. Aveam patru fete, bineînțeles și acum le dăm măritate, soția cinci, vine un frate prieten de-al meu și ăsta a pus puțin așa, uh, înțelegeți voi, iar pe, și m-a făcut gata, ce frate, băi Nelu, zice, știi ceva? Era de seama mea, păi băi, tu ești un boier în casă, de ce? Păi ce cu atâtea fete, mă, tu ești, n-ai treabă. Mă zic, bine zice cinci fete, s-au murit rând și mă credeți să a rămas eu cu fiul cel mai mic? Și acum ascultam o cântare, nu știu dacă nu tu, Florina, cântai, e cineva acolo sus, cineva. Și dintr-o dată, iarăși, în cuplu, dacă vrei, înveți, fiți învățabili. Soția mea zice într-o dimineață, ei, băieți, cineva să ducă gunoiul. Și mi-a picat fisa. Zic, mama, eu sunt cineva astăzi. Și am dus gunoiul. A doua zi, după ce am mâncat, ce? He, cineva? Se spele vasele. La fiul meu zic, ficior, pune mâna și fii tu cineva astăzi. <laughs> Vă duc și vedeți, ei sunt în Irlanda. A rămas cineva. Zic, mă, de ce n-am învățat o lecție asta de la începutul căsniciei? Să răspund și la cele la și la toți. Voi vedeți că cineva înseamnă numele Lui Hristos? Ce ziceți? Ne gândim la numele Lui Hristos. Cel mai frumos, Apocalipsa, capitolul 4 am văzut cerul deschis, spune Ioan, și pe cineva. cineva, știi ce mult îmi place asta, pe cineva care ședea la dreapta. Și acest cineva e Domnul Iisus Hristos, cel care a spălat picioarele ucenicilor. Ok, dragilor, nu e o rușine să duci gunoiul, nu e o rușine să speli vasele, ești cineva. Și voi dacă plecați de la conferință mâine și plecați doar cu ideea asta, zic s-a meritat conferința. De azi încolo să fiți cineva, da? Dar doamnelor, nu-i spuneți, băi, tu ai uitat ce a zis fratele Nelu, de ce nu ești cineva? Că mi-a zis, păi de când mi-a spus fratele Nelu, nu, nu, ok? Dar voi fiți cineva, luați-o înainte. Nu pierdem nimic, categoric câștigăm, vă garantez. Aveți băieți? Aveți băieți. Zice, lasă că le învață mama. Now. Învață de la tata, în primul rând. Primul este bărbatul, vreau să mă credeți. Ne mutăm mai departe. Uitați-vă, eu, alții spun că arată doar uh, legătura intimă, dragostea, între uh, Solomon, că el scrie cartea aceasta, și uh, iubita lui. Acum mi-a pus opinia mea personală. Este cea mai neglijată carte. Sunteți de acord? De asta spun arin. Alin. Alin ai familii tinere, vreau cântarea cântării, o să o facem. Că dacă leau pe nenea Gheorghe și pe nenea Vasile și tanti Leana, fratele, frate, nu-i pentru noi cântarea cântărilor. Deși nu crede nici în asta. Aveam vreo 50 de ani, credeți mă, eram în Suceava și am avut aceeași conferință și mă lua la radio vocea Evangheliei, fratele Daniel Grigorciuc, și mă întreabă, așa, m auzit toată Suceava, frate Nelu, dar cum la vârsta de 50 de ani dumneavoastră, v-ați îndrăgostit de cântarea Cântărului? Eu zic că asta e minune, mă întreb și eu cum de m-am îndrăgostit. Că am descoperit ce comori extraordinare sunt în această carte. Duhul Sfânt mi-a făcut lumină să-mi dau seama ce carte extraordinară este. Și a spus așa, și de-aia spus și lui Alin, spune la toți să citească cântarea cântărilor. În primul rând, te îndrăgostești de carte. Al doilea, de autorul cărții, cine este? Așa, mulțumesc, Duhul să Solomon. Și în al treilea rând, nu știu că zi, bine, de nevastă și de soțul tău. E fantastic. De aceea le-am pus acolo. Uitați-vă de ce. De ce credeți? Ar trebui citită, ar trebui studiată, vă mulțumesc mult din suflet, de fiecare cuplu creștin din bisericele de astăzi. Vă dau un exemplu. După ce, am sorry, când era mai, că dacă știam chiar de la început ca voi, era altceva, sau cum mi venit copiii. Îi zic la ultimii care s-au căsătorit, măi tată, te rog frumos, am mers în luna de miere, înțelegeți? Zic, luați Biblia cu voi, sigur, că asta e foarte fain, să nu uitați și voi, și voi mai ales, da? Voi sunteți acum, prindeți bine, prindeți bine, da? Și zic, vă rog mult, citiți cântarea cântărilor, da? Și mă mai sună, zic, ai citit-o? Da, da, cum e? Foarte faină. Mai citiți o dată? Și i-a spus de săptămână: Cum e? Foarte frumoasă, tata, Scutați, știam ce fac. Și au trecut câțiva ani. Și a apărut. Conflict. Că o să vedem și cântarea cântărilor. Și mă sună, după tot un ce mi-a dat seama că a bătut furtuna. Dar zic ea: Spune, păi, tati, ați mai citit? El trist așa. Nu. Nu, vezi? Asta e problema. Asta e cauza că dacă te uiți în gătarea cântărilor, n-ai niciun cuvânt de jignire, ai cuvinte foarte frumoase, ai cuvinte de încurajare și apoi le aplici la viața ta. Hei, acum e un moment puțin mai greu pentru mine, dar știți pe cine am în dreapta mea. Ia uitați -l. am pe Alin și Florina. <laughs> pe, da? Florina și Alin. Am să-mi să veniți lângă mine. Luați-vă Biblia. Amândoi. Pentru că aș vrea să citim ceva pe rând. Știți că e dedicată și soțiilor, și soților, da? Așa. La capitolul 2, cântarea cântărilor, așteptăm. Că tot gândeam, zic pe cine, decât pe, pe, fratele meu Alin și pe Florina. O să vă rog, Florinica, citește te de la versetul 8, 2, versetul 8 până la 10, partea 1 -a, și tu, Alin, pardon, ne mai uităm, da, Florina, da, așa, da, până la 10, de la 2, citește Florina, capitolul 2, 2, 8, până la 10, partea întâia și de la 10, partea a doua, scoală tip de frumoasă, spui tu, dragă, da, da. așa. La... Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munt, săltând peste dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Da, da, da. că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește prin zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, no, ah. E rândul lui. Acum e rândul lui. 20. Așa, ai bun. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată, a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite. Își răspândesc mirosul. Scoală-te iubito și vină frumoasă. Atenție! Atenție. Porumbiți-o din crăpăturile wow. stâncii. Ascuns în scobiturile prăpăstiilor. Arată în fața ta și fămă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Amin? Amin. Spune, cum te-ai simțit când ai zis ce. Minunat. Minunat. Dar tu când ai zis prea iubitul meu, cum te-ai simțit? Eu m-am simțit bine și când a citit ea și când am citit. <laughs> Sunt convins, <laughs> pentru că sunteți una. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Alin și Florina, cu bucurie. Deci, doar am citit aici. Gândiți-vă că în toată cartea în toată cartea. Vă rog, ați citit-o, da? Ați observat că nu-i niciun cuvânt de jignire? Ați observat că sunt mai cuvinte de apreciere? Ați observat ce cuvinte frumoase sunt acolo? Aveți absolut tot ceea ce aveți nevoie pentru familie. Da? Oameni buni, am o întrebare, pentru că mergem într-un declin foarte mare în familie și copiii voștri cu telefoanele înclină să meargă și mă uitam seară și inima mai plângea, americanii au avut un mic articol legat de pornografie și știți care, și Spania, știți care era teama lor? Copiii lor vor înclina și vor merge să adopte tot ceea ce pornografia le oferă și vor aplica la viața lor de cuplu. Se întâmplă și în România. Întreb, realizați ce vremuri cumplite trăim? Cine inspiră copiii voștri? De ce vă spun de cântarea cântărilor? O să folosesc cuvinte care poate unii nu le ați auzit, bineînțeles, în perioada asta scripturii, o să găsiți spre surprinderea dumneavoastră și preludiu aici, creștin. Înțelegeți? Tot ce vreți găsiți aici, dar în cadrul familiei în cadrul familiei, regret ce vă spun și nu exagerez. Am auzit pe cineva la familie predicând și dați-mi voi să-mi iau curajul să spun că el aplică sexul oral în familie. Și dați-mi voi să vă spun de altă parte, un cuplu greu, greu de conciliat, s-a din lume, s-a întors din lume, mă înțelegeți, practicam la fel ca în lume, soția plângea și a zis, frate Nelu, dar eu nu mai pot să-l suport. Eu m-am pocăit, m-am întors la Domnul. Eu am renunțat la astea. Realizați ce vremuri cumplite trăim. De aceea vreau să vă spun că altea asta mi-e așa de dragă. Scriptura îți dă echilibru. Scriptura te ajută în toate domeniile, oameni buni. De acord? pentru că veți merge. Am auzit în Spania și în alte, și în alte locuri în care oamenii au deraiat și aici și de la Scriptură și învață în cadrul ca acesta lucruri pe care Scriptura le condamnă. De aceea vă rog din suflet, haideți să mergem înainte și vreau să mai sărângem, ceva. Care este frumusețea cărții? Exact ce v-am spus. Ne învață cum să menținem flacăra dragostei din căminele noastre, mereu arăzând până la sfârșit. Frumos, nu veți găsi niciun cuvânt de subapreciere, ok? De subapreciere sau jignire. Cuvinte care rănesc pentru prea iubitul sau prea iubita. Vă plac aceste expresii? Și uitați-vă și în capitolul 8 prea meu este al meu și eu sunt al lui. El spune, prea este a mea. Cum ați definit dumneavoastră aceste două? Știți cum? Apartenența în cuplu creștin. Prea este al ei. Eu sunt a iubitei mele, iar ea este a iubitului ei. Poate că aș citit acolo în capitolul 8 ceva interesant. Vedeți? Am o rugăminte. Încă nu mi-e greu și chiar vă recomand. Citiți Biblia cu rugăciune. Ok? Vă rog în numele Domnului, nu uitați ce spune fratele Nelu, dar mai ales Biblia. Citiți cu rugăciune. Doamne, deschidem ochii să văd și să înțeleg ceea ce citesc. Căci acolo, dacă vă uitați, spune, pune-mă ca o pecete pe brațul tău și pune-mă ca o pecete pe inima ta, ce vrea să spună fraților și surori? De când am citit-o și și înainte, cum mai citeam, cum spunea Florina, așa sporadic, și știam acest cuvânt. Hai să vă spun ceva, când eram mai tineră, puțin mai în vârstă ca voi, erau doi îndrăgostiți ca cei din spate de acolo, ies mai pocăiți probabil, toți care suntem, cazul de față se exclud, noi sunt doar pocăiți aici, înțelegeți voi și îl auzeam pe el, îi spunea ei, pune-mă ca o pecete pe inima ta, pe brațul tău, ok? Și ei răspundea la fel, dar pune-mă și tu ca o pecete pe brațul tău. Și băieții se salutau cu cântarea cântărilor. Ce frumos! Numai că după ce s-au căsătorit, ce-am înțeles? Hai să ne punem de acord. Când spune așa, Pune-mă ca o pecete pe brațul tău, știți ce vreau să spun, ascultați-mă foarte bine. Uitați-vă și domnul martor, acest braț nu a fost dat decât iubitei mele. Credeți? Inima mea a bătut doar pentru iubita mea. Momentul în care inima ta bate pentru o altă femeie, ești în pericol și acolo încep lucrurile grave. Intri în zona divorțului emoțional. Momentul în care dai brațul tău unei ate femei, unui al bărbat, ești în declin. Da? Să nu spuneți că nu e așa. Unii bărbați se cred invulnerabili. Mie e frică de ăștia. Tocmai ăștia pică. Este sau nu? De aceea, ce frumoase să înțelegem aceste lucruri. Observați că am pus la ultimul punct acolo, la trei, rezolvarea abuzului emoțional și spiritual. O să revenim asupra lui. Cu permisiunea voastră, lungim vreo 15 minute și apoi intrăm în pauză. Bine? Mergem mai departe te rog, dacă vrei să dai, nu avem primutul, ne cerem scuze că o să fie așa. Uitați-vă împărțirea cărții, doar trecem repede peste astea. În perioada de curtare, de ce v-am zis, atât de frumoasă cartea, doar vă provoc astăzi, bine? În perioada de curtare aveți de la versetul 2, 3, 5, Cinema de mână și haidem să alergăm. Ce frumos, vedeți? Spune ea. Mai aveți ceva frumos în cântarea cântărilor? Acum în pică, nu știu, se pare că e la partea a doua, da? unde zice, ea îi spune lui, da, da, tot prin capitolul 1. Ce prea iubitule, desmierdările tale sunt mai duși decât vinul. Ce vrea să spune? Tot ați gândit. Păi gândiți-vă câte viță de via avea Solomon. Și sărămanul era pe acolo, probabil tot o dată, o și a uitat de nevastă. Da, da, și zice, ei, hey, prea iubitule, lasă vinul, vinul la mine, tu ești mai dulce decât vinul, dar la el era mai dulce vinul. Și vedeți, în momentul în care îi mai dulce altceva decât soția ta, ești într-un mare declin, oprește-te. Oprește-te a îndrăgostiților, mai departe expresele de apreciere, de dragoste. Cine nu a știut cuvintele de apreciere, uitați-vă în cântarea cântărilor. Fraților, ascultați-mă, vă, vă spun ceva fain, da? Că m-am mai stat de vă rog cu frații și frate Anelu, știți ceva? Lasă-ne cu asta. De ce, bă, frate? Era unul foarte sfânt. Mă înțelegeți voi. De ce? Păi zice, cum se spune la nevastă mea, ești frumoasă de tot. Că nu-i frumoasă. Și mint. Dar de, ce te-ai cu ea? Și când te-ai însurat cu Și vă spun ceva, soției mele așa îi spun, la mine când merge în balcon, trece pe la birou, înțelegeți voi, așa e, știu că nu mai acceptă, dar i-am făcut-o bună de tot. Zic, bita, îți fac o dedicare, vin o coace. Și citesc, ești frumoasă de tot și n-ai niciun cusur. Da, dar știi ce a zis sură? Tu chiar crește până acolo că eu n-am niciun cusur? Vedeți încă o chestie pe care noi bărbații nu facem, se mândrește, se umflă de mândrește. fă fără să-ți faci probleme. Pentru tine este cea mai frumoasă. Prea iubitul tău este al tău. Ce ziceți dacă mergem așa până la capătul vieții? Nu vorbim de stingere flacă de dragostei, nu? Nu se stinge merge mereu crescând, copiii tăi cresc, asta e fantastic, în acest mediu și ascultați-mă bine acum, vor pleca cu ceea ce au primit în familia ta. Bărbatul acela care e băiatul tău de azi, tată, vrea să te urmeze pe tine. Și din nefericire, întrebările care le punem în psihoterapie, în considerarea asta, spunem ceva de tatăl tău. Frați și surori, îngăduiți-mi, rămân și nu pot crede un alt caz. Nu-i din România, ele e din America Latină, știe românește, s-a căsătorit cu o fată. Uf, foarte greu. Probleme, au trei copii. Și printre altele ne-a spus, dacă tu ai că ce fratele l-am văzut de la început, că era mai agresiv în vorba în asta, dar de ce te-ai măritat cu el, zic eu, da? Ea zice așa, hai să vă spun și nu vă impresia, era cu Biblia, o țin așa ca baptiști la 45 de grade. Da? Și a zis, wow, ăsta trebuie să fie un bărbat bun, vine cu Biblia la biserică. Și atunci, sigur că am fost nevoie să-i pun următoarea întrebare. Și să știți că mergem la țintă. Spune ceva de tatălui. Aici m-a jocat. Tatălui era păstor. Nu? Wow. Agresiv? nicio responsabilitate pentru copii? Știți cum e băiatul? Cine poate să-mi spună? Calcă-l pe mine lui tata. Știți de ce? Că a crescut într-un mediu în care a lipsit respectul, dragostea, plândețea și bunătatea. Nu uitați, mediu, acolo sunt factorii de mediu care ne formează tinerețea, adolescența, tinerețea și mai departe chiar și în cuplu. Foarte important, ne mutăm mai departe. Mai departe veți în perioada de căsătorie, apariția mirelui, căsătoria, Prima noapte împreună. Apropo, închei, a, a, închei această parte cu o mare rugăminte și sper că mă primiți și dați mai departe că nu mi-e frică. Am două, trei cupluri în premarital și unii se apropie cu pași repede de nuntă. Știți ce le spun eu? Îi spun ei: Surioară, ascultă-mă, treabă. Ai, îți spune el, am o mașină faină și vrea să o vândă mașina și a găsit un fraier care spune, mă, hai că ți-o cumpăr, chiar dacă nu văd mașina. Ați, ați, văzut pe cineva care cumpără o mașină fără să o vadă? Să o probeze? Cineva care au o casă fără să probeze? Și să-i dea bani înainte? Asta înseamnă ce spune Scriptura. să te începi viața intimă după căsătorie. Și le spuneam așa, și vă spun și vouă, puișori, da? tu să-i spui lui, le spun la fete, nu-ți dau nimic până când? Înțelegeți, doamnelor, învățați și fetele voastre tot de la fel. Pentru că vă garantez ce vă spun. Cele mai multe cupluri care au ajuns la divorț au fost cei care și-au început viața intimă înainte de căsătorie. Pentru că este biblic. Așa este? De aceea, vedeți, învățați și învățăm din acest lucru foarte frumos, foarte frumos. Aprobarea lui Dumnezeu, capitolul 5, versetul 1, până la capitolul 8. Și se pare că mai ultima perioadă, aia îmi place mie foarte mult, ne mutăm la the, the alt site, rapid, mulțumesc. Ia uitați-vă, în perioada de furtun de conflicte, în perioada de crize ale familiei, așa -i? Vă place cuvintele criză? Mie place. Serios vă spun. Că acum știu ce înseamnă. Ce semnează criza? De la crisis. I cine? Cum se chem? În fine, există o definiție a crizei care spune în felul următor. Este ca un drum încrucișat. În ce direcție să merg? Sunt normale? De câte ori ați fost așa în cuplu? De deci ce avem nevoie de Isus, de Domnul în cuplu? Ca în momentele de criză să ne arăte drumul. Eu vă voi arăta drumul. Eu vă voi arăta calea. Crizele nu vă mai speriați de ele, ok? Sunt normale. Frate, a venit cineva la mine, pentru că amintea amândoi. Frate, Nelu zice, ajutați-ne, da, ok, de ce s-a întâmplat? Avem niște crize, zic, slavă Domnului. Cum, frate Nelu? Slavă Domnului, mei copii. Că dacă nu acceptați crizele, nu te gândești că după criză crești mai mult. Dumneavoastră ați văzut când bate vântul puternic, știi ce se întâmplă cu copacii, pomii aceia falnici, știi ce se întâmplă cu rădăcinile lor? Cine poate să-mi spună? Interesant. Exact, își fac loc și mai profund. Consolidează, Înțelegeți? Apropo de asta. Și îmi place expresia care o vedeți voi acolo, dezacord major. Și treci peste el și începi să crești în har. Hai să vă spun legat de crize o problemă. Acum fac 50 de ani, făceam 40 de ani cuplum băiatul meu era în Spania, cel mai mare. Eram tot în iunie, eram cu toată familia, sărbătoream așa ca în familie, nu chiar ca la 50 de ani, la nuta de aur. Și mă sună băiatul. Tata, ce faci? Ce să va pui, zic așa le spun copii. Ce fac? Zic, păi uite, să cu mama, nu știe ce sărbătorim, nu. Măi, tată, 40 de ani de cuplu. Serios, da, puiilor? 40 de ani. Și zic, știi cum a trecut Liviule? ce cum? Zic, ca 10 minute. Dar cum? 10 minute? Zic, da, ca 10 minute sub apă. E ok? Am supraviețuit. Foarte bună, băgață la index că uneori trebuie să ții consumă de scafandrii, că intrăm în apă, dar apele, ați observat ce spune, apele cele mari, nu vă stinge dragoste, aleluia. aleluia! Nu, nu, nu! Frate, e greu! Nu e greu dacă intri cu Hristos. Dacă ești fără El, îi vai și de tine. Asta e cuplu creștin. Cu Hristos, în dragoste, depășești lucrurile. Așa e, dragilor? Slavă Domnului! Ne mutăm mai departe, mai avem cât? Așa, 10 minute, bine? Îmi permiteți. Haideți să termin cu astea. Acum, vreau să nu mai citesc astea. Le aveți în hârtile de astea, le-am și scris că aveți o grămadă de cuvinte. Băi, de voi, vedeți. Acum, dacă voi spuneți că Biblia este inspirată de Dumnezeu și eu cred din sufletul. Spuneți-i voi astăzi toți și chiar dacă ne-au toată lumea, mă pun la zi, nu mă pușcă. Dar de ce apar tot felul de parfumuri? Dar de ce apar tot felul de mirodenii? frate, e spiritual, sunt foarte de acord, că podoba voastră să fie anterioară, frumos să înțelegeți, dar vedeți toate acestea, dar și dincolo le citiți voi acasă, vă rog, sunt luate din poporul Israel, chiar dacă e o cântare poetică, vrea să ne spună, domnule, sunteți de acord cu ceea ce spun, că un creștin al Domnului, el trebuie să aibă să fie parfumat de Duhul Sfânt. Mă înțelegeți? Și el, și ea. Și este că atunci când ești, frate, ce bine te simți, ce frumoși, miroși, da? Ne-a parfumat Hristos. Ne-a parfumat Duhul Sfânt. Și soțiile nu au voie să se parfumeze. de s-au strecurat Bine, închei, dar să nu mă condamnați. La toți le dau un material de studiu. Vă place să citiți despre Estera? Ascultați-mă bine. Mergea să se învățeșeze înainte un împărat pământesc. S-o pregăti și spiritual trei zile de post și rugăciune. Și s-a pregătit și așa Nu uitați că e templul Duhului Sfânt. Ok? Bun, ne mutăm de peste asta mai departe. Dar le citiți dumneavoastră, promiteți, da? Așa când aveți timp și poate că uh, găsiți ceva ce să faceți ca două soților voastre în ziua nașterii de mai departe. Sau... Hai să ne mutăm un pic, că vreau să mai mergem la un punct și apoi... Așa, uitați-vă o problemă care o spune acolo, dacă vă uitați, Sunamita, soția lui. Spune așa, ai mei m-au pus păzitor la vie, da? Dar via frumuseții mele nu am păstrat-o. Ce vreau să spun cu aceasta? Pentru că am pus acolo ca titlu ce înseamnă să spăzești via frumuseții personale în comin. De ce nu suntem atenți la via frumuseții personale a caracterului personal? Proverbele 3, versetul 1, 3, la nuți le spun, sora dragă Mirea, să-ți fac două, așa un lanțic de aur. Unii se uită la mine. Da? Proverbele 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât. scrie pe tăblița inimii. Observați? Exterior, interior. Și acolo dacă vă uitați ce importantă este. De ce se întâmplă cu noi? O să încheiem aici. De noi uităm odată. Vă spun fără nicio rezervă. Uneori prea preocupat de lucrarea Domnului, uneori prea preocupat în consiliere, prea preocupat, uit de un lucru, vă rog să mă credeți, de via frumuseții mele spirituale. Sunt prea preocupat, înțelegeți? Și sunt atâți frați care sunt preocupați în lucrarea Domnului, dar via frumuseții căminului lasă de dorit. Credeți? E atât de important. În primul rând, vedeți, nu ne-am deprins cu lucruri neobișnuite. De ce am spus eu aceasta? Și acum ascultați-mă bine, bine de tot. Ce spunea Domnul Isus? Țineți minte? Iubiți pe cei ce vă iubesc? Dar Domnul spune ceva în plus. Ce spune? Cei ce vă urăsc? În ghilimele, dar dacă te urăște nevasta? Serios? Frate iubit, nu știu numele tău, <laughs> Mulțumesc pentru onestitate. <laughs> ok? Tu ce faci în acel moment? Dacă faci tot de la fel, observați, e un lucru obișnuit. A, o iubesc, o îmbrățișez pentru că ea mă îmbrățișează. Ok? Dar dacă ea nu te îmbrățișează, dacă el nu te îmbrățișează, e un lucru obișnuit să îmbrățișez. Ascultați-mă bine, lucrurile neobișnuite păstrează frumusețea mea și a soției mele. Făi Lucruri. Sunteți de acord? Repet că dacă nu, nu? Acum, cum faci, oră dragă? Mi-e place cum comunicăm. Dar ce faci când ele e sunt și supărat? Îl îmbrățișezi? <gători> A, ar trebui! În <gători> zona ghetului zice Alina. <gători> cu dragoste, cu dragoste, sau l de da, cu dragoste. Da, vedeți, asta e o chestie foarte importantă. Anticipez pentru ce va urma după masă. Aveți idee astăzi 10 beneficii a unei îmbrățișări. Incredibil! De ce lipsă de imunitate? De ce probleme de ordin psihic? De ce tot felul de psihoze? De ce tot felul de depresii? Sunt cu grămada și bărbați și femei. De ce? Pentru că facem lucrurile obișnuite. Cele neobișnuite în cuplu sunt acelea care păstrează via frumuseții noastre. Da? Bun. Acum mergem la cafea dar dacă puteți, dar mai bine când venim, discutați așa pe cupluri, v-am pus un uh, exercițiu. Cât de des dorea să vă întâlniți că acum e în, dra în dragoste aceea din trei? Adică în perioada de curtare, bine dragilor, că am făcut-o cu toate familiile, fac și cu voi, nu te scutiți. Vreau să discutați. Cât de des dorea să vă vizitați în perioada de curtare? Bun, atunci eu -ne spus o dă răspuns așa acum? Înseamnă că ești o familie faină. Ne vedem tot timpul. Mulțumesc! Ce sentimente frumoase aveți pe atunci? Cum sunt ele acum? Și mai intense, da! Asta e normal. Aleluia! Ai familii faine, bun! Sper, sper, că cel puțin e real, da? Da! Da! Mulțumesc! Thank you! Ok? Care credeți că este cauza intensificării sau a stingerii lor în intensitate. Acum, nu pot să ridicați mâna că e... Nu-mi nu place asta. E jenant. S-au intensificat sau au scăzut. Vedeți? Repet. Când ele scad, ți se aprinde ledul la mașină. Oprește-te, complexează și mergi mai departe. Amin? Foarte important. Și ultima. Ce credeți că ați putea face pentru a le reaprinde din nou? Înainte ca să dăm slide-ul, haideți să asta să o discutăm ce se poate să facem noi să reaprindem? Mai bun, îi duci la soacra, socru. Ok. Uh, ah, a, auzi, ți-a spune ceva, dar am niște reținere. Ce se întâmplă când copiii sunt acasă, ți-a spune. Zitare, da. Zi tare, că ai spus, ai vorbit frumos. Bravo, soară pentru că o să ajungem la, la, limbaj, la timpul de calitate. Și vă spun ceva, auziți, credeți-mă numele Domnului, ce zi de când, încă n-am timp de calitate cu soția mea, că vreau și mai multă calitate, și mai multă calitate, și pentru că să știți că arta comunicării o vezi până mori. Timp de calitate. Și ați observat care timp timpul cel mai fain de calitate pentru unele doamne, nu știu, ale voastre, să le duci la shopping. Timp de... Da. Auzi, Dane, tu te speri. Eu, eu am timp de calitate. Mă, Dane, eu am timp de calitate. Mă aud și luminița, nu no problem, ok? Da, uneori îți dai seama. Mă duc soție, m duc dus cu soția, dus cu soția mea, dragă, am luat-o pe luminița, am dat-o pe Alina și îți dai seama. Și am scăpat au scăpat la shopping, acolo undeva la noi, în Bartolomeu. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine? Zic, e, hey, dragile tata, bye bye, mă găsiți aici la cafea, vă aștept cu plăcere. Tot fac cu plăcere. Mă credeți? A? Da, auzi, auzi dragule, am mai văzut pe, o, chestie, o poză, nu știu dacă ai văzut-o aceea, ce fac bărbații când doamnele sunt la, la shopping. Și erau numai scaune, numai bănci și fiecare strătea și aștepta nevestele să vină. În sala de așteptare. Da. Da, da. Hai să, bun, și glume, dar putem să le intensificăm. Asta este. Și și aici, vă rog, nu vă vine să spuneți. Spuneți-le cuvinte frumoase. Vă rog mult. Nu uităm. Da, bine. Hai. Cuvinte frumoase. Poftă bună la cafea. Rămânem aici, revenim într-un sfert de oră înapoi, da? Mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări, puneți-le pe RT, le primesc.